Până în 2023, fermierii din România erau verificați aleatoriu, în special cei cu grad de risc cu privire la corectitudinea datelor menționate în cererile pentru obținerea de subvenții în domeniul agricol sau zootehnic. Introducerea din anul 2023 a monitorizărilor prin satelit a creat o mulțime de probleme fermierilor. În județul nostru, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură are de recuperat de la fermierii hunedoreni peste 3 milioane de lei pentru subvenții încasate necuvenit. În perioada ianuarie-decembrie 2023, în registrul debitorilor europeni au fost înregistrate 1839 debite în sumă totală de peste 3,1 milioane lei pentru centrul județean Apia Hunedoara. Lipsa cadastrului, dar și monitorizarea prin satelit au scos la iveală diferențe semnificative între suprafețele înscrise de fermieri pentru subvenție și cele reale. Așa că pentru diferențele depistate, fermierii în cauză sunt buni de plată. Se fac plăți zilnice de către fermieri sau se merge pe compensare? În momentul în care acești fermieri au deprimit bani de la APIA, se compensează sumele, le transmitem acasă compensările și ei mai plătesc diferența și dacă nu plătesc, le trimitem în 30 de zile la ANAF pentru executare silită. Și ați trimis până acum la ANAF pentru executare silită? Da. Câte cazuri aveți? Multe. Credeți că este o situație voită sau este o neglijență că n-au știut cum să-și măsoare terenurile? Nu e niciuna nici cealaltă, ci pur și simplu faptul că condițiile sunt foarte drastice și faptul că județul Hunedoara nu are cadastru pe suprafețele respective, e normal ca omul când vine bătrânii de 60, de 70 de ani și spune că are suprafață pentru două zile de coasă, vă dați seama că este foarte greu de anticipat care este suprafața reală. Fermierii au posibilitatea de a contesta procesele verbale de impunere a sancțiunilor, iar APIA, pe de altă parte, încearcă să recupereze prejudiciul, astfel încât fermierii să nu ajungă în vizorul ANAF. Aceste procese verbale, după ce ajung la fermier, fermierul, dacă consideră că sunt asta nedrepte, el are termen de contestație, după ce îi se răspunde la contestație, poate să ne atace în instanță, avem și care ne-au atacat în instanță și au câștigat, și ulterior, după ce trec toate termenele și fermierul nu-și plătește, nu mai depune cerere ca să putem să compensăm sumele respective, le trimitem la finanțe spre executare. Noi căutăm toate posibilitățile ca să nu ajungem la finanțe, la executare, ci pur și simplu să vedem dacă ne putem recupera banii fără finanțe, adică prin compensare sau prin bună credință. Sancțiuni se aplică încă din anul 2007, însă niciodată de o asemenea învergură, decât după introducerea monitorizării prin satelit a fermelor din România, conform directivelor Uniunii Europene.